Bună ziua, dragoși! Bună ziua, dragoși! Adi, am să spun un lucru cu Miruna și cu Anca și cu Daria. Să vă spun că sunt într-un moment istoric în România acum. Ați face un lucru pe care, dar care nu v-ați gândit vreodată. Deci, un moment istoric pentru că acest domeniu atât de fascinant cum e apicultura, nu s-a gândit nimeni niciodată să-l abordeze în cât de timpuriu. Curiozitatea voastră este atât de mare încât eu abia aștept să încep să vă astâmpăr. Între matematică și apicultură există o legătură extraordinară, extraordinară. Și o să o vedeți îndată. Cu câte probleme ne putem întâlni la matematică și de multe ori ne doare capul când ajungi la o soluție, tot așa și în apicultură. Deci este un domeniu fascinant. Fascinant. Aveți în fața voastră pe cel care n-a stat nicio clipă așa ca la plajă, ci tot timpul s-a gândit să găsească ceva deosebit de important. Și așa că am reușit, dragilor, să inventez un model de stup pe care, mă rog, ca orice invenție, la nimeni nu s-a gândit așa la treaba asta. Deci, așa mai încerc, spune mama, ca să putem să vă prindem pe toți. Da. Uite așa. Spuneam că am reușit să găsesc, să inventez un model de stup pe care nu-l găsim nicăieri în lume. În momentul ăsta îl găsim aproape în toată Europa, pentru că el, stupul, a ajuns fizic. Da? În Germania, în Spania, de la un capăt la celălalt. Pe internet toată tehnologia asta este pusă la punct. Dar voi ardeți de curiozitate să vedeți niște lucruri de la început, da? Haideți să ne deplasăm la stupul. Dragilor, acesta este modelul de stup. Arată pentru voi, mare lucru nu este în clipa asta, pare ar fi același stup, dar asta era lada la început, pe care lucram și eu, până în 2010 așa am lucrat, o simplă lădiță în care se află acolo o familie, Albina stă aici sub această folie, eu am pus pentru prima dată folie, toți au zis că nu se poate pune folie, că Albina, mă rog, sunt cingi și mai departe. Eu am pus folia și n-am greșit de aici. Așadar, la început, când omul a observat, Dumnezeu a lăsat această insectă, care, iată, e capabilă să producă acest produs atât de minunat. Când zici albină, zici miere, da? Repede atât. Știți voi câte produse putem avea de la o familie de albine? De la albinuță, de la albinuță, în general, 17 produse. Dacă de la porc avem carnea și ce mai avem? Carnea, nu? La porc. La oaie, laptele, lâna și melusul, carnea, deci în final, ai 17 produse. Să nu mi le cereți le număr, pe toate că aproape, cred că scapă o parte din ele. Dar, pe lângă miere, ați auzit de propolis, propolis, polen și așa mai departe. Vreau să vă spun că pe lângă ceea ce știți, mierea în sine, deci avem și multe alte produse, v-am spus mai devreme. Acest stup, îl numesc biostup, pentru că este capabil să producă produsele bio, adică nu mai facem tratamente medicamentoase și așa mai departe. Pentru că o boală foarte cruntă, care ne atacă foarte tare, eu am reușit să o rezolv prin construcția acestui biostup. Acum, oamenii la început au observat că albinuța, în scorbur acolo unde o găsim, deci în scorbur o descoperit ei, un pic mai încolo să stăm așa ca să prindem mama bine, deci în scorbură, ea creștea făgurelul acolo. Deci are și calitatea asta de a secreta, precum paianjenul. Voi ați văzut, nu? Care își lasă firul acela și în contact cu aerul se întărește. Așa și albinuța secretă pe undeva pe abdomen, are stau ca inelele una peste altă. O să citim altă dată, dar acum nu mă grăbesc să mă apuc de partea morfologică a albinei să vă explic, ci o să gândim, o să puteți citi voi din cărți, în sfârșit. Acolo, între inelurișe, secretă această substanță pe care o ia, o duce în mandibulă, din aproape în aproape o duce la mandibulă, adică la gura ei aici, da?
și o mestecă și în felul ăsta confesie păzureală. Hai să vă explic, dacă mă credeți, eu rămân tot timpul fascinat și mă minunez cum anume se întâmplă. Ea pornește făgurelul din partea asta, la început micuț, din partea asta așa micuț, aici micuț. Și când îl leagă, este ceva care nu pot să, cu mintea mea să înțeleg cum, în momentul în care se întâmplă să ajungă cu construcția stânga-dreapta, se leagă perfect, perfect hexagonul ăsta. Deci nu rămâne, dar se lunește, asta e fascinant. Deci parcă dă o măsurătoare perfectă, deci ne apucăm de aici, de aici și de aici și o vom construi și ne întâlnim aici. Iar când se întâlnesc aici, hexagonul ăsta nu suferă, este tot atât de perfect. Sunt mai multe calități de hexagoane. Dacă observați aici, hexagonul este mai micuț, da? Îl vedeți aici, mai micuț. Da. Pe când ăsta altul este mai mare, cu celula mai mare. Aici, în celula mai mică, vor fi crescute albinuțele viitoare, iar în celula mai mare vor fi crescuți masculii. Deci, există două categorii de celule. Celule în care vor crește albinuțele și celule în care cresc masculii. Trântorii, cum să zic. Ei sunt mai mari, de-aia le trebuie mai mare celula. Spațiul mai mare, da. Ăsta este motivul. Dar este fantastic cum de ea își construiește și așa și așa. Ia uitați-vă, aici alternează și celule mici și celule mari, dar nu greșesc nicio clipă la intersecție. Asta e, dacă nu, mintea mea, credeți-mă că nu poate să descifreze taina asta. E o taină, e ceva dumnezeiesc care nu poate. Deci e un construct atât de perfect. Îți deștepte albinuțele. Da. Și uitați-vă că exact la centru construiesc acolo pe... Noi punem bucata asta de lemn și aș construiește acolo. Da? Își construiește toată povestea asta. Acum, omul a spus, da, măi, nu ne putem lăsa noi pe mâna lor să construiască așa cum le duce pe ele mintea. Pentru că noi trebuie să exploatăm. În scorburi, când stăteau acolo albinuțele, ele construiau faune. La început, stupul care era gândit era sub forma unui buturugi. De aia era buduroi. Buduroi, de ce? Pentru că într-o scorbură, ce înseamnă scorbură? Un copac care, mă rog, are o gaură, are în interior miezul mâncat, așa să zic, putred, acolo s-a măcinat și acolo el și-a făcut, și construia albinuța făgurei aceștia. Ce a observat omul? Că lăsa între doi faguri construiți o distanță de 12 mm. Era extraordinar. De ce 12 mm? Ca o albină să lucreze pe o față și cealaltă cu o altă față. Exact spațiul acesta. Și atunci el a spus, măi, da, pot să fac și eu o scorbură. O luat o buturugă așa, o golit, o dimiez, o cojit-o el foarte bine și o pun niște crenguțe acolo, încât albina își construia, legat de crenguțele respective, își construia fagurile. Da? Acolo. Iar omul tăia bucata de deasupra, unde este mierea, acolo se depozitează mierea pe fiecare, și storcea cu mâna. N-avea centrifugă, n-avea nicio posibilitate, storcea cu mâna. Acum, el stă și a spus, măi, dar stai că nu lăsăm așa totul la întâmplare, să facem noi ceva interesant. Să le punem bucăți de lemn de astea construite, rame se numesc astea, rame, și ele să facă treaba ordonat cum le cerem noi. Și așa, au plecat oamenii la treabă și au mai gândit cât de cât să pună și o foiță cu hexagonul. Deci le-au pus un model de aceea se pune foița pe sârmă, se așează frumos, se leagă tot și li se pune lor la crescut. Și ajutăm, dar în același timp ne vine și nouă ușor să lucrăm. Bună ar. Haideți aproape, vă sunteți echipați și puteți să mergeți. Ridicați un pic pantalonul când vrei să starți și ceva. Uitați. Și mergeți astfel, nu vă fie frică că... este o ramă. Ia uitați. Este o ramă. Apropiați-vă că nu vă fac nimic. Vă sunteți echipați. Da. Știu. Deci. Wow, dar cât a venit. Uite ce e acolo, ce e fascinant. Deci ele stau așa. Acum? Domnul profesor nu are mănuși, dar domnul profesor e călit.
Da. Uitați-vă cum construiesc ele, uitați-vă. Nu vă fie teamă. Da. De ce frumos miroase? Sunteți echipați. Deci, dragilor, am să vă spun un lucru. Am să vă spun un lucru. Este cel mai pur aer pe care îl putem inhala. Păi asta auzi și Miruna, ce mișto, frumos miroase. Deci trebuie să înțelegeți că ele ventilează acest aer, trece totul prin să spunem, prin interiorul lor și deci el purifică. Se zice că pe o rază de 2 metri avem cel mai pur aer cu putință. Apicultorul are șansa să inhaleze acest aer, da? Când stai aici de aparte, poftim? El e mor? Mai e mor pentru că, uite, eu am greșit, acolo am strivit-o eu. Albinuța moare după un timp. Ea are nu da cu mânuța niciodată. Nu da cu mânuța, da? Că nu-ți fac nimic, pentru că ești protejată. Protejată, nu e nicio problemă. Da. Dar dacă ai da cu mâna, ai făcut cea mai mare greșeală. Pentru că o enervezi. Sigur, nu? Că da, da. Da. Ea are sentimentul că te apere, așa, și atunci vine la ataci, da, 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 da. Vezi da, că eu n-am echipament și nu mi-e frică, mama. Deci tu care ești cu echipament nu te poate atinge. N-ai niciun motiv să fii supărat. Dar ce umblă asta? Nu-ți face nimic, poți sta totoriți. Păi mie nu face nimic. Normal. N-are cum să ajungă. Domn profesor? Da. Dar el acum fac mierea, da, care da, ne-a dat nouă, ia nu? Să vedem. Da. Căpăceala, nu? Da. Iată să vă spun. Ia să vă spun. Explic acum. Deci, copii, aici, în partea asta... Duceți-vă, domn profesor, ei nu pot, poate să ducă pe partea cealaltă, să vină acolo? Nu, deschideți voi alea, că... Ia, deschideți voi doi, ca să vă aduci domn profesor și fetele. Așa. Deci... În partea de sus se pune rezerva din miere. Asta e coronița, da? Rezerva din miere. Și în partea asta de jos se cresc puișorii de albină. În fiecare celulă de asta, asta mai mică, se crește o albinuță viitoare, o viitoare albinuță. Există regina care vine și depune un ou ușor aici. După 3 zile, ouul este atât de mic ca un vârdeac, foarte greu să mă vede și mai ales, să vede și mai ales de către mine. Nu te speria că n-ai niciun motiv. Da. N-ai niciun motiv că nu ai albinuță, n-are cum să ajungă albinuța la tine. Așa. Când matca, o să vă arăt îndată și regina, când regina intră, și eu vreau să văd. Da, când intră aici, depune un ou ușor. După 3 zile din nou acela ecluzionează ca ou de, exact ca ou de la găină, nu, de ce te stresare? N-ai motiv să stresare. Le e frică, da? O să se obișnuiască. Da, da, da. Este pentru început. Este pentru prima dată, da. Sigur că da. Și pentru prima eu am spus-o, este momentul cel mai important din viața voastră. Pentru că nu toți copiii, dar prin voi, cu ocazia voastră, atâția copii o să aibă șansa să uite la filmele noastre. O să fie o minune. Pentru că voi numai cât ați mâncat mierea, ați rugat părinții, hai să mâncăm mierea, să aducem mierea. Dar acum vedeți și câtă trudă se află în spatele acestui produs. Cât de mult trudesc apicultorii. Domnul profesor, am întrebat. Și albinuțele. Unde? Aici. Asta e albinuțe care intră și lucrează. Ea lucrează în interiorul hexagonului ăla. Da, da, da. Deci, în celula acolo, acolo este mierea, ventilează, o cură, aranjează. Unde e regina? Așteaptă. Acum o să mă duc, mă duc în altă parte, nu umblu în asta să caut regina, o să mă duc dar în altă. Dar regina ce are de mai deosebit? Păi ea e cea mai... Este mai mare, e mai mare și... N-are aripi. Și are și aripi. Are. Da, sigur că da. Știam că n-are. Nu, are și aripi. Are puiul. Dar sunt mici și nu se poate mai ține să... Nu, zboare. Datorită faptul că e grea, e mai mare și grea, nu poate să se desprindă și să zboare. Ăsta e motivul. Ea zboară la început, când iese din nou, poate să zboare. Da? Deci poate să iasă în aer și chiar se întâmplă chestia asta, după care intră și 2-3 ani de zile stă numai în stup și lucrează acolo. De-aia e regină, toți îi aduc la nas de toate. Dar sigur că da, o să mergem un pic mai în față. Mergeți și ajungem față, aici la o regină care ușor, este... Ușor, ușor, dar ea pe unde calci, în ce tanga? Este bătrâne, abia mai mișcă. Și a ajuns la o înțelegere cu familia și a spus, uite, familia mai a zis, uite, vezi că tu ai îmbătrânit și nu mai poți face treabă. Zice, parcă aș mai încerca. Bine, uite, mai lăsăm. Dar înțelege că nu mai faci treabă ca altă dată. Ține noi minte, adică nu țin minte, vorba vine, că albinuță trăiește numai 40 de zile în activitate.
cum e acum, 20 de zile stă în stup și lucrează. Și acolo o face pe doi capi, sanitara, pe prelucrătoarea din oamenii, mere. Nu, domn profesor? E o organizare fantastică. Nu stau nicio clipă. Iar după 20 de zile ies afară din stup și se duc la căutat nectar și nectarul. În flori. Prin flori. Nectar și polen. Da? Și aduc nectarul și polenul în stup. În stup. Ei bine, aici, aici se află mătcuța aceea. Adi, faceți loc să vadă și fetele, așa, da, dați-vă, așa. Mătcuța aceea bătrână, care abia mai mișcă. Totuși vrem să o vedem, Adi, pe Regina. Adi, du-te tu acolo. Nu fie frică că ești echipat, ridică-ți un pic pantalonul. Așa. Și pășește așa, așa, adică să faci... Ridică un pic pantalonii. Așa. Și acum s-a creat cercul, da, frumos și putem vedea. Nu contează. Ce? O albinuță? Ei, o căzut, nu e problemă, o să se ridice. Acum, v-am promis că vă prezint mătcuța asta, care a ajuns la înțelegere cu familia. Acum și-a fost arătat. Deocamdată. Bine, aveți domn profesor. Asta este totuși un nucleu, să știi. Sunt albine, sunt familii și cum mult mai multe albine. O să vă arăt și așa ceva. Acum, tragem foarte ușor. Unul din secretele... Nu bruscăm nimic aici. Da, unul din secrete este acesta, să lucrăm cât se poate de liniștit și încet. Doamne, ce frumos era să ne ați gândit să faceți un parfum. Nu, da, nu, da. Nu simt. Nici noi de aici nu simțim, da, corect. Probabil. Wow, cu tabundarul pe aici. Da. Eu uitați căpăceala, uitați astea care s-au făcut, da, capac, da, deja. Vai de mine. Haideți să vă spun aici, copii. Wow, deci, dar ce e aici? Iată aici. Este un semn că a ieșit o mătcuță și ceva nu e clar aici. Pe mătcuța aceea văd că s-au adunat mai multe albinuțe și încearcă să o... Nu. Dacă este tânără și nu este, cum să spun, în înțelegere cu matca, ia uitați, văd aici ce fac, domnul profesor, uitați aici. Aici s-a întâmplat următorul lucru. A fost o lipit de răritor, căpăceala a fost lipită, și când am tras acum, au rămas descoperit. Și acum ele vin repede și se zice, auleu, auleu, nu se poate, zice, e rezerva noastră, să vedem ce facem. Și încearcă să o ia, să o ia în gușă, deci o ia în gușă, să o care în altă parte ca să nu vină... Să nu vine cineva din exterior să-i nu lăfure. Nu stac nimic, nu te pot atinge. Uite, eu sunt cu mâna goală și nu-mi e frică. N-ai voie să-ți fii teamă. Da. Să-ți fii teamă. Gata. Da. Gata. Nu era vorba de tine, Adi. Iar aici... La unde e matca? Acum o să căutăm. Așteaptă, Adi. Iar aici s-a întâmplat așa. Vedeți în celula asta că aproape s-a umplut celula cu miere, da? Da. După ce ajunge și o ventilează... Uite, uite, vin mai aproape și de tine și spun așa. Aici, în celula asta, este aproape plină. Vrei să fii mai aproape? Vrei să cobori? Și tu și Anca? Dacă sau vrei să cobori. Nu, albine pe... Eu nu vreau. Poate nimic. Albine pe mine, că nu mi-e frică. Da. După ce se ajunge și o ventilează, o bate din aripioare și scoate apa, vine și pune un strat de un antibiotic copii, cum pun mamele la un conservant ca să țină mierea multă vreme și pentru conservantul care se pune pentru borcanele cu zacusc, etc., etc. Pune acel antibiotic pe care îl secretă de la o glandă a ei din cap și acel conservant are proprietăți terapeutice nebănuite, cu un spectru foarte larg asupra multor boli. După care se pune un strat de propolis fin. Ăsta este propolisul. Apropo de asta, vedeți ăsta? Ăsta așa, ăsta fin, care este aici și se folosește la sud, se leagă unul de altul. Aici iarăși e propolis. Nu, nu, nu da cu mânuța. De-aia nu da cu mânuța. Nu fii agresivă cu ele, că nu te pot atinge. Dar avem două posibilități. Ori rămâi și fără, da, să te stresezi. Și te duci la mașină. Ori te duci la mașină ca să... cu minte, pentru că, uite, mami e cu mâna goală și nu mi-e frică. Înțelege? Nu trebuie să-ți plângi, da, nu trebuie să fii supărată, da, că eu nu am ce să-i spun la albinuța. Albinuța vine și te cercetează, dar nu se întâmplă nimic. Exact. De data asta, eu mi-asum răspunderea că tu ești protejată. Altfel nu te-aș fi invitat aici. Corect. Acum, tot așa vedem o celulă aici, care e trei sferturi umplută. Da?
și alte culoare. Nu este ca, nu lucește precum mierea, da? Ci pur și simplu este polenul pe care îl aduce pe piciorușe. O să vă arăt cum vine albinuța cu, pe piciorușe cu polenul, găuncioare de polen, și îl pune la macerat aici. Și îl transformă în păstură. Ce? Păstura fiind polenul macerat, aranjat, care e de 7 ori mai bun decât polenul ca proprietate. Da, hai peste tot. Da? Și trebuie să vă spun că este pâinea albinuților. Deci albinuța... Polenul. Da. Albinuța, albina când prepară în gușă mâncarea pentru puișori, pentru larve... Ia o ziți. Ia un pic de păstură, un pic de miere și un pic lăptișor de matcă pe care îl secretă tot ea și face un amestec în gușă și dă la larve, dă larvelor pentru mâncare. Acum, haideți să vă zic, n-am terminat aici la căpăceala, după ce a pus... Marca, imediat. După ce a pus stratul de... De ce am spus eu? Polen. Stratul... Mierea este aproape căpăcea, e plină, nu? A ventilat-o, a pus antibioticul acela, natural, conservantul. Da. După aceea pune un strat de propolis și pune un căpăcel, dragilor. Fiecare celulă, dar fiecare celulă este căpăcită, da? Este pusă un căpăcel din ceară. Ei bine, în condițiile în care eu trebuie să dau la centrifugă să scot mierea, fac în felul următor, viu cu un pieptin special și dau căpăcelele astea deoparte, dar dau mai adânc, iau mai adânc din... Cu tot cu antibiotic. Cu tot cu antibiotic. Cu tot cu propolis, cu lăptișor de matcă. Este minunat. Căpăceala aia care vă place vouă și o mâncați cu... Da, da. Întrebare, și un calvinuț la un ac, unde e? Acu, e totdeauna aici. Unde? Uite, am să vă arăt. E la guriță? Nu. Nu, e la coadă. La coadă. Dar la coadă nu-l văd. Ei, păi, e ascuns. Domnul stă cu el. Abia când înțeapă, uite, îl folosește. Uite, acum, uite, am să pun să mă înțepe. Vezi? Uh-huh. Vezi, acum, ea este pusă acum, în situația, da, dificilă. E atacată, simte că e atacată. Da? Și dacă ar avea posibilitatea, m-ar înțepa. Și haideți să vă arăt cum mă înțeapă. Și dacă își pierde acum, moare, domn profesor? Da, dacă copate din intestin. Uitați la mine aici ce cum a înțepat și a rămas acu aici. Da. La negru. A rămas aici și săraca albinuță pentru că după câteva timp moare. Da, moare. Iată, să vă arăt așa cum înțeapă. Domn profesor se înțeapă acum, uitați. Da. Îl atacă. Hai tu. Nu, cum să nu înțepe? Adică să vedeți și voi cum se. Hai tu. Când vreau să și când altă dată cum înțepi. Nu vrea, domn profesor, ea nu vrea să moară. Nu-i chiar proastă. Așa. Numai în momentele grele. Ia uitați cum scoate acu, ia uitați la acu, ia uitați. Acum. Nu-l văd. Vai, dar e mic. E foarte mic. Nu-l văd. Stai, mă, oare asta te-a înțepat pe tine? Nu cred. M-a fi înțepat asta, domn. Dacă nu scoate acu, înseamnă că așa s-o fi întâmplat. Nu, gata, lăsați-mă, vreau. Gata, domnul profesor, nu vă mai. Hai tu. Nu vor acum, nu vor și gata, domn profesor. Ia uitați cum a înțepat iară alta pe mine. Da. Acum au și lăsat acolo aici. Da. A venit la negru și a și lăsat acolo. Da. Vedeți? Ia uitați-l. Uh-huh. Ia unde? Uite-l aici, la mama, uite-l. Unde e acum? Uitați-l aici, ăsta alb. Vedeți? Da. Eu n-am vrut să mă înțepe pe mine. Da. Acum, uite, să continuăm treaba. Deci, la început... Da. Bine, da. Care-i problema? Nu-i nimic, dragă, nu te atinge. Treabă tu cu ele vin la negru, după cum vezi și pe mine, mă înțeapă pe negru. Acum, de aceea costumele sunt albe, da? Albe, galbene, deci cât mai... Dar ce e asta? O albinuță care vrea să atace înțape acolo. Hai, gata, nu e enervat, lasă-o în pace. Atacă-mă. N-are nicio șansă. Ești protejat, nu mi se întâmplă. Așa. Dar vreau acum, să văd matca. Acum facem asta, Daria. Ce? Deci, uite, acum mai fac un pas. Aveți grijă ca să urcă pe dumneavoastră. Uitați, acul ăsta pulsează, parcă ar avea de profesorul inimă. Are pompița și care vrea să verse tot veninul. Ia uitați cum pulsează pe mine, ia uitați-vă. Da, și n-are, de unul, acu acolo, își duce, ia uitați aici. Ea mi-a făcut aici o poveste. Deci o matcă, care o fi aceea, este strânsă de albină și făcută ghem. Albina așa și omoară matca. Strângând-o, crește temperatura și o omoară în felul ăsta. Dar cum? La unde-i matca? Era aici undeva, nu știu. De ce o omoară? Pentru că ceva nu e în regulă, ori a apărut
fără ca ea să fie pregătită, ceva nu e în regulă. O, dacă tu căpăcele, făcut. Hai să vedem în continuare pe unde o putem găsi. De aici nu au făcut ceva uniform. Da, am să vă spun. Ca să apară o viitoare mătcuță, se întâmplă asta din niște spații speciale. Botcă se cheamă asta de undeva crește o viitoare regină. Se cheamă botcă pentru că negru tău și te-a negru tractă, meu, dar nu e nicio problemă. Așa. Aici, dragilor, așa crește o botcă. Deci la început se face așa micuță și se face un spațiu mai mare, special nu, pentru... Da? Un spațiu... Uite așa. Am să zic eu. Un spațiu special în care va crește o viitoare regină. Da? Deci și-au murat matrei și o să cresc altă. Probabil că acea bătrână... Eu cred că încă există. Fiecare ramă are matca ei, Nu, e una singură în familie. Adică în tot stupul ăsta, în nu? În tot stupul ăsta este o singură matcă. Deci familie înseamnă un stup? Familia înseamnă un stup? Grup de albine care au o singură regină. Da, dar poate să fie un stup întreg? Poate să fie un stup întreg sau poate să fie două? Două dacă sunt despărțite între ele. Aha. În biostup poate să te ap chiar trei. O să vă trei? Arăt. Deci da, trei, chiar zis, trei, pentru că puneți întrebări dacă nu... Da? Domnul, dar de ce este așa de multe pe aici? Uite, uite, a fost un pic de miere și o lins-o repede, o cules-o, că nimic nu trebuie risipit. Deci nimic nu trebuie să risipit. Tot ce este... deștepte sunt albinele. Foarte... Că m-a pișcat una. Bunit, da, nu te-a înțepat. Nu te pișcă pentru că tu ești protejată. Atenția. Nu de picioare. Stai liniștită, că nu pățești nimic. Aici ce fac? Propolis? Vai unde? De mine, ce mi-e poftă de căpăceala aceea. Numai la ea mă gândesc, domn profesor, deja. O să găsim. Cum o scoateți de acolo, cum? Da. Da, ne dați nouă. O să vă dau și vouă, da? Da. Da, dar ne arătați cum o scoateți. Da, imediat îți arată, așteaptă. Acum, însă, ne concentrăm pe problema asta care mi-ați propus-o voi, să vă caut. Da, e ce fac, de ce ești omoară regina? Păi dacă o îmbătrânit, mamă, na, și pun alta mai tânără. Domnul da. Profesor, da. Da. Dar ce s-o omoare? Păi, na, și pe trântor îi omoară, mamă. Să folosesc ei și pe aceea îi omoară. Cu stup, bărind. Da. Câte albine, domn profesor. Da. Așa, aici, ce aici este o botcă. O botcă. Așa. Da. Și aici au crescut matca asta, au crescut puișori și după ce ajung în a noua zi, după ce ajung în a noua zi, pun căpăcel. Trebuie să vă spun așa că din nou acela care v-am spus după 3 zile cruzionează larva și în 6 zile, doar în 6 zile, crește cu o viteză extraordinară. Nimic în natură nu crește așa de repede cum crește albinuța, larva respectivă, și ajunge în a noua zi, când ea se întinde. La început crește așa cap-coadă, am să vă aduc îndată, strânsă așa, cap-coadă strânsă. Și în a noua zi se întinde, iar în clipa aceea îi se pune un căpăcel și ea trece prin stadiu de nimfă, adică își țese un cocon, o să învățați pe la biologie, exact cum ea trece prin toate stadiile, până la 21 de zi, deci dintre a 9 până la 21, stă sub căpăcel. Acum ea stă acolo sub căpăcel, okay. Da? Prin zona asta stă sub căpăcel și se transformă în albinuță. Na, 21 deci, de zi. Puiul ăla se transformă și te face albinuță din asta mare, da. Așa. Puneți întrebări, da. La fiecare. Cum? Și căpăcelul e mai maro acum în faza asta, domn profesor? Depinde de fagure. Aha. Dacă fagurile acesta este mai închis la culoare, și căpăceala este mai închis. Uh-huh. Da? Și căpăceala asta întărește sistemul imunitar? Căpăceala aceea care m-am povestit-o are proprietăți extraordinare. Până când eu am descoperit asta cu câțiva timp deci în urmă și am publicat asta. Așteptați. Am publicat rolul căpăcelei. Apicultorii, foarte mulți, nu puneau prea multă pondere și la căpăceală făceau următorul lucru. Reușeau, dădeau și scurgeau din căpăceală și topeau căpăceala. O ceară mare, făceau, nu? Făceau ceară, da. Distrugeau antibioticul, tot ce era acolo, nu natural. Nu-și dădeau seama de ce e importanță. Mergeam cu apicultorii prin pastoral, mă întâlneam cu ei și le spuneam,
O zic, nu, domnule, n-are nicio importanță. Și cantități mari care le vin Căpăcean, n-are rost. Măi, fraților, căutați să valorificați asta. Am publicat asta și ușor, ușor, când am spus că există un antibiotic acolo, conservantul acela, m-au criticat și au zis, băi, profesorul ăla nu e în mințile toate, cum să fie, ce antibiotic? După ce au mai cercetat și oameni care au înțeles lucrul ăsta, au venit, da, domnule, este adevărat. În concluzie, este o minune Căpăceala. O minune. Așadar, v-am spus și propolis. De ce? Să vă spun ce. Acum când am expus rama asta și în zona asta este miere, teama lor este mare acum ca nu cumva să le furăm. Mierea. Da. Înțelegeți? Să nu le furăm mierea. Și ne spun, nu vă furăm. Ele nu știu. Nu știu exact că noi nu avem... Aici e o industrie într-un stup. Da. Și imediat acum s-o băgați să... Să protejeze mierea. Să protejeze și să înghită cât mai mult. A, e deci de papa acum mierea? Da. Cu cât ne alegi, cu cât mai mult, zice, cu asta ne rămâne nouă. Pentru toate nu o să ne omoare. Că ăștia iarnia mierea. Iarnia mierea, sigur că da. Lasă-le, nu le brusca. Nu le bruscăm. Vrei să le dai deoparte? Da. Nu o să dau deoparte. Nu o să dau așa deoparte. Se face. Vai de mine. Știți cum? Atât de mult țin la produsul ăsta, încât ele ar fi în stare să nu ne lase să luăm niciun gram. De aceea să spun... Nu se egoiste, domn profesor, că totuși... Când Dumnezeu a creat albina și i-a dat calitatea asta, proprietatea asta de a face produsul ăsta minunat, o spus, Doamne, dă-mi o armă, că zice, ca nimeni să nu îndrăznească să apropie să-mi ia mierea. Și le-a dat acu. Și le-a dat acu. Veninul. Da, veninul. Și acu și în sfârșit. Dar zice, dă-mi o armă încât pe cine înțepi, eu zice, moară pe loc. Aha. Și zice, nu, îți dau armă, dar să mori tu. Aha. Și de ce moare ea, da? Moare după cine înțeapă. Așa, da, acum am zis că căutăm așa mască, nu? Da, n-o bătrâna găsim. Aceea. Sper să o găsim, trebuie să o găsim. Undeva trebuie să fie. O luăm din nou la cercetat. Dar cum vă dați seama, domn profesor? Ce se întâmplă în jurul ei? Ea este tratată cu foarte multă atenție. A, e băgat în seamă rău. Da. E regină, mă, asta. Da. Deci ea, există garda, există un grup de albinuțe care se mișcă pe lângă ea. O au curăță. Gardă și ele? Legile, da. Da. Ia uzi, mă, o gardă personală, ce da, crezi? Da. Masculi sau femele? Nu, albinuțe. Dar albinuțe, nu? Albinuțe, masculi n-au adică să stacă strânturi. Strânturi. Nu fac nimic acolo. Ești puturor. Da. Așa, și acum, în momentul de față n-am găsit-o. Deci voi credeți că trântorii fac miere, copii? Nu. Nu fac? Trântorii stau și de ce fac ei? Mă, și de ce ei tolerează albinele astea? Fac și ei ceva, domn profesor, că nu le-ar tolera altfel, nu? Afară, eu când am auzit, ei stau sânuinte sau ce. Vai, dar câte Căpăceală fac, domnul profesor. Da. Atunci când mierea ajunge, de o ventilează, ajunge la o concentrație de 18-20%, o ventilează. Aici iarăși s-au adunat, iarăși pentru asta ca să... Tot ce și chestii. Toată perioada asta stau foarte atente ca nu cumva să îl ia cineva. Dar uitați-le cum luați. Dar așteaptă mai cât arată, fii răbdătoare. Acum facem chestia asta, cercetăm să rezolvăm problema asta, să vedem unde anume... Voi vedeți ce ușor se mișcă domn profesor cu fiecare ramă? Uh-huh. Observați? Nu le bruschează? Deci nu avem voie. Dacă am greșit un pic și le-am bruscat... Și cum ne atacă? Pe pielea mea am făcut-o. Deci urmează să mă atace dur de tot. Tot secretul... Și asta le comunicăm. Acum asta... nu atacă. Nu ne atacă că... Păi atâta vreme cât noi lucrăm... Iubim, nu le atacă. Nu, nici asta. Toată problema este și de agresivitatea lor, că sunt unele familii mai agresive, atât mai puțin agresive. Deci, ce se întâmplă acolo? Cineva îmi a căzut matca, ceva, nu e în regulă. Că văd că stau buchet aici. Se întâmplă, domn profesor, ceva. Și îmi caută... Altă matcă. Poate le-a murit matca, domn profesor, nu v-ați gândit? Și acum își caută pe alta? Vedem îndată ce se întâmplă, că nu dau peste de matca aceea, vă spuneam, o matcă încet, bătrână, epuizată, care a ajuns la înțelegere cu familia. Și dar și acolo stau atunat. Păi poate acum se pun de acord acolo, poate se pun... Sunt într-o ședință. Sunt într-o ședință și zic, hai, gata, uite, mi-a venit sorocul. Da.
ce vă uitați? Cercetăm, cercetăm. Ia, vezi răbdare. Dar ce faceți? Nu se lasă că nu poți ieși nimic, Adi, nici tu, nici el. Nu, dar cum? Păi uitați-le acolo, ia. Ce? Nu, cred. Ce s-a întâmplat? Ia, s-a întâmplat. Acela e un pic de polenă. Uh-huh. Un pic de polenă la miere, nu altceva. Mirna, lasă-l. Aveți grijă, domnule profesor. Ce am făcut? Să-mi căpăgați până acolo. Dar nu e frică domnului profesor. Aici ce s-a întâmplat? Aici trebuie să construiască. Este exact cum vă spuneam, pleacă la construcția făgurelului, o bucățică de aici, o bucățică de acolo. Și o să tot facă rama. Și ele se adună în final în același lucru. Și fac rama, ele singure, fagurile alea, mama. Ele îl construiesc. Vai, dar ce deștepte. Vai, dar ce deștepte să-mi vezi. Și cu o precizie, cum vă închipuiți, de fapt, voi ați văzut, celulele sunt perfecte. Hexagonale, nu? Da, sunt aceste hexagoane. Și s-a demonstrat matematic că nu există un recipient mai interesant și mai de capacitate mai mare decât ăsta construit de ele, că hexagonale acestea, pentru că, fiți atenți, dacă ar fi fost sub formă de cerc, dacă ar fi fost cilindric, cilindrul lângă cilindru ar fi lăsat spații goale. Hexagonele sunt cele perfecte care se așează minunat. Bine, da, 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 peretele una e pentru cealaltă. Este spectaculos. Domn profesor, dar ce fac unii mai bine acolo jos? Unde? Acolo jos. Acolo 3-4, e albinuțe moarte și celălalt o cercetează ca să o scoată afară. Că, în final, adică le îngroapă. Nu, nu lasă nicio albinuță care o, moartă, e moarte să rămână vai, pe acolo. Vai, dar ce... Le duce la groapă, la cimitir. Deci... Deștept, sunt sanitarele. Deci, hai, într-o anumită perioadă... Vedeți, nu, vedeți, aveți albine. Nu-i nimic. Dar știu. Chiar dacă deci, am, cât? Nu-mi e frică, uite. Nici frică. Ăsta e lucru extraordinar. Prima problemă pe care trebuie să o aveți, hai, copii, ce este lipsa asta de teamă. Să nu cum, dacă vie teamă de albinuță, nu avem nicio șansă. Ea să simte. Nu că simte, dar tu... Tu ești cel care reacționezi greșit, adică corect. Dai din mânuțe, te agiți și asta o deranjează foarte tare. Dar pe noi nu ne deranjează că ne buzăie. Da, uite, pe mine nu mă deranjează și eu n-am costum de protecție. Ea nu mai mărâie. Da, păi, iar de aici, aici este rău din aripioare. Ceva nu e în regulă cu el. Și noi am găsit mătcuța aceea, v-am spuneam, o mătcuță epuizată. Dar haideți în alt stup, poate găsim. Da, da, domnul profesor stup, știe că e în stupul ăsta. Dar în alt stup nu mai am una de aceea epuizată. Epuizată. Aveți una mai tână. Mai viguroasă și la păi aceea... Păi să vedem. Vreți una să o vedeți așa viguroasă. Musai trebuie să arătați una ca să... Dar aici ce stă aici? Aici, dacă nu o găsim, aici matca nu are... Ce face ea? Familia asta... O să-și facă altă regină. Va porni o botculiță, de regulă, la schimb liniștit, se întâmplă asta, când își pornește, dar de comun acord. Ce uitați s-a întâmplat? Ori ea s-a retras, care e posibilitatea să ducă și în față, o să mă duc și în față să văd, dar e atât de epuizată încât nu știu dacă se mai putea deplasa. După părerea mea, nu se mai putea deplasa. Acum, mai există încă un lucru pe care trebuie să vi-l spun. În condițiile în care matca a căzut de pe ramă, și fiind bătrân, nu s-a mai putut urca. A murit, să spunem. Atunci, în condițiile astea, ele trebuie să dea drumul la botci. Adică să construiască niște spații din care să crească alte albinuțe. Alte mătcuțe, da? Numai că, dacă nu au ouă proaspete sau larve într-un anumit stadiu, atunci se apucă albinele de ouă. Unele din albinuțe spun, măi, fetelor, cai că încerc eu să fac treaba asta. Și comunică între ele. Da? Și se apucă să ouă acelea. Mm. Din ouăle respective vor ieși numai masculi. Pentru că... Da? Da, da, da. Pentru că masculii au și rolul lor, rolul nu? Rolul lor. Și da. Dat fiind faptul că albinuța nu are, mă rog... Nu-ți face nimic, nu te poate atinge. Pe deci nu a participat la zborul acela din perechere. Vine clăpăr, vine două chiar. Atunci mă atacă deja. Mă atacă mama. Da? Te-a înțepat cumva mai? Nu-i nimica, nu-i nimica, că nu sunt alergică. Dar te-a înțepat, nu? Da, da. În mod normal, la negru trage extraordinar. Da, da. Adică trebuie să mă pun cu alt.
n-am un pic de fum acum. Da. O să... Vreau să vă mă atât. Am autolerat, nu mai bun. Gata, 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 cu mirosul de venim, gata, te retragi tu. Vino tu un pic. Așa, și numai cât filmezi, ții asupra. Du-te ușor la mașină ca să scapi de înțepături, că de acum mirosul de venim atrage. Ca să termin, trebuia să ai și tu o mască, dar n-am, am greșit eu. Am exagerat aici. Așa. Iată, acum am prins o albinuță acolo și dacă am prins o albinuță, e o problemă. Război. Da, imediat o simțit, am prins o albinuță, am omorât-o și s-o agită foarte repede, da? Așa. Doamne, mai da? De ce s-au atâtea albine? Păi din cauza că am greșit eu. Mă întrebați mai devreme, de ce umblu așa calm? Intenția, interesul maxim este să nu cumva să omoră vreo albină. Da. Mirosul acela de mortăciune creează... Dar ce repede, da. Într-o câteva secunde. Da. Haideți să mai cercetăm și în partea asta, dacă cumva o trecut masca acolo, că am o nedumerire mare în privința asta. Voi, dar unde m-a pus să aici? Aici am pus mama, niște... Mama, dar pleacă acolo, că acolo vin. Aici am pus, dragilor, niște botculițe. Uite. E, asta s-a întâmplat. Ce? E moartă? O ieșit din boțile acestea, din spațiile acestea în care erau viitoare regine, uh-huh. O ieșit una, le omoră pe celelalte toate. Deci au rost boțile, încât, iată, aici nu a ajuns. Trebuie să o găsim pe șmecher asta. Uite, de ce e șmecher asta? Da? Aici o rost complet. De aceea s-a produs burzuia asta în familie. Deci e posibil ca matca bătrână să fost omorâtă de către una de asta care a ieșit. Da. Uite, ceasă. Uite. Uite, așa. Uite, am două. Să vedem o matcă, acum să vedem pe aici, trebuie să fie asta tânără, care face ravagii. Eu am uitat-o, iar ea și-a făcut de cap. Da, face ravagii pentru că le omoară pe toate. Le omoară, așa se înlătură rivalele, da? Deci numai așa și înlătură rivalele. Ce frumos, scula e minunat aici. Da. Aici. Da, deci asta e în fagurii nou, așa trebuie să înțelegi. Fagurile nou arată... Doamne, sper că arată. Da? Așa. Cel din care iese... Cel din care iese mai multe rânduri de albinuțe devine maroniu și apoi chiar se negrește, se micșorează pentru că sunt mai multe straturi de... De... Doamnă profesor, dar de ce ai spus sala albii? Astea sunt colectoarele de polen. Da, dragilor, deci să vă explic. Biostupul... Ce lasă? Biostupul are... Acum mi-am explicat. Asta s-a întâmplat. Deci mi-a ieșit matca, o aia matcă aia tânără. Va din, deci o ieșit de aici, o roscă pe celul. Și a omorât-o. Omorât-o una tânără, a ieșit de aici din bot asta. O ros complet corect, să vede cum o ros-o, nu? E corect roasă. Așa. Și dacă o ros-o, a ieșit și a omorât toate rivalele. Pe celelalte, știți ce le face? Le roade lateral, în țeapă. Da, dar să rămână ea. Deci, de aici dar l-ați arătat de o matcă? N-am putut să arăt. N-ați putut, nu e mică. Mai insist. Dacă mai insist și o să văd de îndată. Dar este mieri, în fiecare fagul este mieri. A, nu, în ăsta nu-i proaspăt, mama, nu cred că e de acum. Ce frumoasă pe priveliște am dat profesor. Iată pe aici aleargă albina și când aleargă așa albina, este semn că este o regină tânără care... Să vedem, să vedem de undeva. Și dacă o găsim, ce facem? Nu facem nimic, decât să vă arăt. Uităm la ea un pic. O păpăm. Hei, o păpăm. Să știți că acum se termină puterea la cameră pentru... Da? Nu contează la... Se termină... Mai durează un pic. Să uitați în favore. Vai, domn profesor, dar de ce s-a atâtea
Multe albinicile ați mai făcut? Păi nu, sunt agitate. Pe mine m-a înțepat acum una. Unde? Și, uite, uitați la acu. Da. Nu vă doare? Doare, dar apicultorul s-a obișnuit cu țepătura. Un pic doare, dar doar cine e alergic. Problema este la alergie, adică... Exact. Poate trebuie să ducă repede la urgență. Da, da. Dar eu nu sunt alergică și... Asta e... Domn profesor, aici ceva din nu ți-o așa. Haideți, haideți, haideți să-l închidem pe ăsta, că ăsta este destul de zbuciumat, pentru că el este într-o perioadă de selecție a reginilor care au apărut. Deci este, de aceea nu ne e ușor, că eu am avut impresia că reușim să găsim pe matca bătrână și pot să... Ne arătați una tânără, da. Să vedem. Haideți să vă arăt tot unul de ăsta mai micuț, unde e mai puțină albină. Da, stai așa. În ăsta, că nu-i stic, nu are. Și ce dacă te înțeapă? E bun, că ai nevoie. Iată cum a venit albinuța cu polen. Avea pe piciorul și polen. Avea polen pe piciorul. Arată polenul cum și-l scutură. Ia du-și și vezi ce îndierne. Așa. Aici avem, dragilor, polenul. Noi așa îl colectăm. Da? A, da, nu, e nimic. Ia, uite, ba da, ba da, domn profesor, ești. Da. Aseară l-am colectat și acum dimineață... Deci eu cerșesc, dacă știți ce bun e. Așa. Da. Nu, bă, dau eu pe, cu mânuța, bă, dau, așteptam. Așa. Da, eu nu vreau. Ei, nu vrei, nu știi ce e bun, măi, băiatule. Ia să-l vedem. Stopește în gură așa de bun, că este proaspăt. Dar nu putem mânca acum. De pe tu, da. Aveți da, masă. Da, 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 da. Puneți aici, da? Puneți tot. Vai de mine, dar ce bun, dar vă dau. Dar nu mă știu ce dau. Vai de mine. Nu, da, nu poți să vedea pe tot, că polenul ăsta, ia explicați-l, domn profesor, ce greu se strânge fiecare greuncior. Păi numai pentru un singur greuncior. Uitați cum arată greuncior. Da. Se vizitează cam în jur de 400 de flori. Ați auzit, da? Pentru un singur greuncior dintr-o asta, da? 400 de flori. Deci ca să înțelegeți, da? Ele văd să mă atace că le-am furat polenul, dar eu deci, nu vin. E un lucru... Bine, bine, hai, lasă. Hai să vedem, mai să vă arăt și mata. Vezi, 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 mă atac. Domn profesor! Da. Lasă-o pe maică mea! Lasă că vine profesor acum. Oh, vai, dar ce e așa? Așa. Mă obișnuie, vai, dar ce miroase a propolis, Doamne, ferește ce bine. A curățenii copii, că nu există mai lucru mai curat și mai frumos vai, decât... Vai, dar ce bine miroase a propolis. A avut bot pe jos? Și padela. Păi, văd că a avut și ăsta bot, că nu știu. Padela pe jos. Da? O fi fost de la altul, zic, altă dată, nu știu exact. Hai să cercetăm. Trebuie să fie măcar... Au rămas singur, bun! Yeeey! Să fie! De la... Momentul care erați așa unul lângă altul și vă îndesați, nu știați care cu și cum. Așa. Vai, dar nimeni nu are matcă. Cum să nu ai, bă? Are... Domn profesor! Da. Da. Mama are o albină în păr! E de rău, domn profesor? E senzația pe care o are albina când e prins în paianjen, în pânza de paianjen. Și atunci ea înțeapă. Deci mama va sfârși prin a fi înțepată dacă nimeni nu intervine să o ia. Am să mă duc să o iau eu, că... Nu interveni să o las, că mama poate fi înțepată, oameni buni! Ia-ți mă, Irona! Irona vrea să... Ia să vedem. Ai, mă, dar chiar e nimică. Uite, mă, ce rea e asta. No! Deci, vai, ce că frumos arată. Da, în celulele acelea s-a făcut păstură. Nu-i căpăceală acolo, e celula pur și simplu. Vai, dar ce frumos arată. Măi, dar ce, chiar n-aveți bapă să găsesc o marcă? Cum? Da, nu asta v-ați uitat, domn. Cum? Asta. Nu m-am uitat, dar eu trebuie să găsesc, că nu se poate. Știm apicultorii că nu există, adică doar că e în perioada asta de
Dar și aici au avut boci, vezi? Și nu vedem o proaspe, nu vedem celule. Dar uitați, abia a ieșit una. Pe cuzena de acolo, da. Ar trebui, ar trebui să vedem pe aia tânără. Da, este aici. Unde? S-a scos, domn profesor. Da. Unde? Uite asta tânără care poate să zboare chiar acum. Unde? Uite, așa, care trece și poate la altă, da? Uitați-o. Așa. Deci... Am văzut-o. Am văzut-o. Are altfel de picioare, mai roșii. Este un pic mai lungă, unde, unde? Mai măricică. Și mai roi. A, unde? Văd că picioarele sunt roșii. Păi să vedem dacă... Da, am văzut-o din nou eu. Unde e? Acolo, acolo, aceea, aceea, aceea. Care și zboară. Care? Da, asta este o matcă tânără, care e cruzat acum. O înlătura totul. Care? Da. Asta de pe degetul meu? Nu, 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 nu. Sub degetul meu. Uite, asta mai mare, de aici. Vai, dar ce frumos arată. Deci, ea hai, va fi mult mai mare, va fi când da, s-a apucat de o oameni. Dar mă, cum nu vă înțeapă chiar acum. Cum sunt? Dar du-te, mama, mașină! Mă, lasă-mă, e în pan. Dar tu știi cât am recoltat albinul, ce o pușcat de nas. De urenchi. Da? Srele. Fugi. Asta încă o rămas aici. Nu, dar aceea nu mă înțeapă acum, da? E? Copii, haideți să recapitulăm ce ați înțeles voi astăzi din discuția acolo. Mi-a plăcut și mai mult masca, că am înțeles că masca are picioare roșii și... Este un pic mai mare, da. N-am găsit o matcă care este în activitate în momentul de față. Deci n-am găsit una. Albinuța e bătrână, el încerc să o omoare. Ca nu o omoară. Pur și simplu, la momentele în, în momentul în care ea ajunge epuizată, Uneori se întâmplă ca într-o bună înțelegere să dea drumul la alte spații de rea mari din care se iasă măci. În bună înțelegere cu matca. Dacă însă nu se înțelege, matca nu acceptă, atunci ea le distruge de fiecare dată. Și albina furioasă că tot strică treaba, o omoară pe ea. O omoară cum? Niciodată nu o înțeapă. Deci pe matcă nu înțeapă. Pur și simplu îi face ghem, mai multe albinuțe o strâng, crește temperatura și în felul ăsta ea moare. Sufocă. Da? Deci o sufocă. O sufocă datorită căldurii acelea mari pe care o a. Iar în... De ce nu înțeapă? Pentru că este respectul acela pe care l-au, nu și înțeapă regina. Adică dacă este un moment, dacă să ți-o arăt, da? Nu știu unde să mă duc. Deci mi-asum, vedeți, sunt înțepată, spai de mama mea. Cum se face căpăceala? Cum se ia căpăceala? Da. Da. Nu aici, o să mergi într-un spațiu unde se ia căpăceala, da? Da, și mai rețetat. Da? Că un grăunicior de polen, albinuța vizitează 400 de floricele. Floricele, sigur că da. Deci foarte, foarte multe floricele ca să facă ghemotocul acela. Doamne! Iar, voi ați văzut polenul acela cât e de finuț, e precum praf. Da. Da? E bine, ea când intră într-o floare, se murdărește de polen, da? Se murdărește pe corpul ei. Și atunci are piciorușul din față, lucrează ca niște periuțe. Și așa se perie și formează ghemulețul acela ușor, ușor și îl duce la piciorușurile din spate. Uh-huh. La piciorușul din spate are acolo ca un coșuleț. Un sac, ceva. Ca un coșuleț, da? Săculeț, hai să zic așa. Și știți cum ați văzut la țară, cum apare un part, un lemn înfipt, uh-huh, și se pune în lemnul respectiv, fânul se pune la țară. Ați văzut pe la munte când ați mers? La uscat se pune fânul și așa are și ea în mijlocul, seculețul respectiv are un firișor de așa în care înfinge polenul, grăunciorul acela. Și cu odată polenul înfipt îl transportă la familie. Și acolo de jos, după care îl întinge în fiecare celulă, în anumite celule și îl pune la macerat. Ca să se spargă coaja fiecărui firișor. Atenție, fiecare firișor de polen are o coajă groasă. Ca să poată să ajungă la nucleul respectiv ca să fie comestibil, ea nu poate să-l spargă și numai în felul ăsta îl pune la macerat și se face păstură. O să vă arăt și păstura cum este și să mâncăm și un pic de păstură. Dragilor,
Hai să ne oprim aici astăzi și să le spunem tuturor. Nu, profesor, da. Am zis că mi-arăta cum se face. Da. Am zis că vă arăt și vă voi arăta. Vă mâine continuăm lecțiile. Noi, atenție, nu putem învăța într-o singură zi ceea ce trebuie învățat în an de zile. Știți voi câți ani de zile, în câți ani se face un apicultor? Cam în 6-8 ani. Da, am zis bine. Deci 6-8 ani durează activitatea unuia care se apucă de apicultură și ușor, ușor înțelegi mecanismul ăsta și ce se află și care este, cum anume se ocupă de mulțire, ce trebuie să facă. Deci este superbă. Una din problemele foarte importante este mulțirea, dragilor, adică să obții dintr-o familie o altă familie. Toate acestea vei arăta în lecțiile care urmează, pentru că voi meritați. Iar ceea ce se întâmplă acum pare o joacă, dar este un început, exact cum copiii pășesc și fac primii pași, iată că și în acest domeniu, în apicultură, prof. online și-a propus să deschidă această școală de apicultură pentru copii. Este spectaculos. După ce facem matematică, venim la apicultură și ne delectăm cu această minunată activitate de sute și sute de ani. Este cea mai mare minune pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o nouă și noi în fiecare clipă ne străduim să păstrăm în tainele acestui domeniu. Așadar, astăzi ați văzut că există celule și de almena celule, consecințe celule pentru mascul și pentru trântor și pentru albânuțe. Ați văzut că celulele de mascul sunt mai mari. Ați mai văzut că construcția unei faburi începe cu bucăți izolate și ea se lucrează și se atinge una de alta, o bucată de cealaltă și se face un tot. Da, e așa de mare, adică vedeți, am spus un pic. Păi, dar e ceară și mai ales la căldură, copii. La căldură, da? La căldură, da, sigur că da. La căldură, sigur că devine moale. Dar vreau să vă spun că dacă e rece, e casabilă. Adică, moale! Sigur că da. Cum arăta ceara. Iar dacă e temperatura mare, chiar stopește, nu? Tipic. Da? Am stricat-o, că doar tot o stric până la urmă. Doar asta nu o să o las lor. O recoltăm. Asta e ceara pe care o recoltăm. Dați-mi și mie puțin. Domn profesor, da. Aici este o agenoță. Așa este. În facurile acestea, construit de ele, au băgat mascul. Vă spuneam mai devreme, dacă un pic. Dacă vă spargem aici, găsim un mascul. Ia. Uite, un mascul mort. E de multă vreme scoasă la suprafață, da? Deci, în fagurile acestea, făin mai mare ca celulă, matca când a intrat acolo a depus un nou de mascul. Ce nu poți să spargi? Așa? Ala. Păi, Dar sunt toți morți? Da, toți sunt morți. Ia stați, să încerc și eu. Așa. Eu am luat și un mascul. Da, da. Am luat, uitați-l. Da, așa arată. Că e mort. Deci, el e mort. Era în perioada aproape de maturizare. Putea să iasă în câteva zile, că se vede că este, mă rog, aproape bine construit. Trebuie să atingi fagure. Dar, Adi, dar trebuie să spun fagure. Că toți sunt morți, fiindcă au stat de multă vreme afară, da? Vrăbiuțile vor veni și vor ciuguli și ce bucurie o să... Iau țiripi și atât de multe îmi mulțumesc. Dar plastilina. Așa. Albinile nu înțeapă vrăbiuțile. Albinuțile, de regulă vin și mănâncă masculii, deci, da? Trântori și ăștia morți. Ăstea putem să le luăm? Se pot lua? Da, poți să iei. Da. Ce vrei să le iei? Vrea să... Așa. Da, rup, da. Ce așa, așa se rupe, da? Bucățică de fagure, da? Vrei să vezi cum arată o fagure, da? Așa. Să studiez, îl pun la microscop. Așa, dragilor, ne oprim aici și spunem... La revedere! La revedere! Mulțumim! Și rămânem mâine... Nu ne apucăm de treabă și vom construi acest curs de apicultură pentru... La revedere, dragi. Deja pe Facebook. Da? Tot suntem pe Facebook. Dar de acum v-am pus. Da. Da.